Salutare tuturor, eu sunt Andrei și Vlazor, bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră minunată de Counter-Strike Global Offensive. Astăzi, Vlazor, o să ne uităm la încă două meciuri de Overwatch și haideți să vedem peste ce suspect o să mai dăm astăzi, înainte de toate. Nu uitați, Vlazor, că în această seară, începând cu ora 20, o să avem un mic, mare livestream pe YouTube. Aveți linkul de la livestream acolo jos în descriere. Sper să mă văd cu cât mai mulți dintre voi și bineînțeles că primul meci o să fie pe Dați 2, frate, nu se putea altfel. Suspectul nostru are 11 cu 9. Nu uitați înainte de toate să dați ceva acolo, multe, multe like-uri. Chiar apreciez acolo fiecare like în parte și mi-ar plăcea să văd multe like-uri ca să văd dacă în continuare susțineți această serie de Overwatch și dacă vreți să apară cât mai multe episoade. Deci unul a trecut acolo la Blue Box, dar deja tipul ăsta din stânga l-a văzut. Ok, nimic suspect aici. Ăla încă este la Blue Box, frate, și este cu bomba. Au, am mouse. Deci m-am speriat pentru o secundă, am crezut că n-am mouse, ceea ce era destul de ciudat. Ok, au bomba pe lung, frate, până acum nimic suspect. Sunt curios de ce o fi primit report. Lol, și a murit aici. Sunt curios de ce o fi primit report tipul ăsta. Poate vezi că se activează sau poate vezi că le uite, a murit iarăși. L-a omorât tipul ăla cu AWP-ul. Cred că acum și-a dat 30 la mărta la cu AWP-ul acolo. Ok, și-a luat Gigan, frate. Și-a luat AWP automat. N-a văzut că a intrat la dreapta. Deci n-a văzut că a intrat la dreapta, dar a fost omorât de către echipele lui. Frate, 3 pe lung. Nu se uită nimeni scurt. Deci, antrenă, că la vine scurt și ăsta se uită mid. Uite, o dovadă că cel puțin acum nu a avut wallhack absolut deloc. A întors repede din apel și a reușit să-l omoare. Deci, o dovadă că cel puțin până acum n-a avut wallhack absolut deloc. Și au câștigat și această rundă 10 la 5 pentru ei. Frate, oricum am văzut că vă place foarte, foarte mult această serie de Overwatch. Mă bucură și pe mine foarte mult acest lucru. Lol. Nu știu pe ăsta în stânga? Acum l-a văzut abia. Lol, nu știa pe ăsta în stânga și nebun, abia acum l-a văzut, dar sunt boți. Deci uitați-vă, sunt doi boți în echipa adversă. El a reușit să omoare boții, frate. Nu se vede de ce sunt boți în echipa adversă, sincer. Și-au dat kick între ei, au dat rage, nu știu, frate, chiar nu înțeleg, sincer. Chiar nu înțeleg. Planta să mă bat și tipul ăla vine pe lung. Hai să vedem. Oh, nu-l vede, what the fuck? Cum pui mei să nu-l vezi, frate? Era acolo, în stânga ecranului. Deci, nebun, trebuie să... Deci, dacă ești atent pe tot ecranul, adică sunt anumiți jucători care, dacă, spre exemplu, se concentrează pe poartă, spre exemplu, mai face în stânga. Bă, frate, eu sunt o persoană care, să zic, 95% din cazuri mă uit pe tot ecranul. Și dacă mă uit, uite, dacă acum mă uit scurt, îl văd și pe ăla din mid, dacă apare acolo, știi? Sunt unii care nu fac chestia asta. Uite, cum a fost tipul nostru care... Nu l-a văzut. Lol, cum trage săracul. Trebuie să-l omoare, frate, ești nebun, stătea pe loc, sunt rank mic oricum, ia uite, l-a văzut, știi că e acolo? Deci sunt rank mic, ia uite, l-a văzut și acum sunt rank mic în orice caz. Și vin pe la spate și uite, nu știe, frate, deci omul chiar, uite, nu știe, trage în el, ești nebun? Lol, dar și ăla n-a putut să-l omoare, frate, cu spatele. Deci sunt niște rank-uri foarte, foarte mici. Adică meciul ăsta este la rank mic. Ha, și-a reușit să-l omoare pe ăla. Ce știe pe ăla acolo? Bă, nu, lol. Suspectul nostru se uita în City când era clar că s-a dus acolo la cutia aia. Mi-a două dată de mui. Tot dau X din greșeală, nu știu ce. Do know why. Oho, bă frate, i-a dat cap cu full blind. L-a omorât și pe ăsta. Sau poate nu i-a dat, poate n-a avut full blind. Poate mai vedea acolo puțin inter sau a tras și atât. N-ai de unde să știi. Să zicem că a fost noroc faza asta. Lol, l-a omorât ăla acolo. Omul a vrut să uite City și n-a... Deci, omul n-a avut absolut deloc reacție. Lol, omul n-a avut absolut deloc reacție să-l omoare pe tipul ăla care era chiar acolo în stânga și el se uita City, știi? Ok, deci fraților, eu cred că tipul ăsta nu are nimic, adică ați văzut și voi. Uite, ăsta e aici, doamne, ăsta e aici și el se uita mid. Bine, nu știa că e acolo, e clară situația. Deci n-avea habar că este acolo. Nu știe că ăla este în pit, teoretic ar trebui să știe pentru că tocmai a omorât cu o echipier. Ăla stătea mișcat, ăsta a făcut un easy kill. Aia sunt lung și a murit. Săracul. Și totuși au luat runda. Deci eu cred că, sincer, bă, are scor mare, dar uitați-vă că toți joacă bine. Deci toți au scoruri decente, da? Deci eu cred că, pur și simplu, adversarii s-au enervat foarte tare, mai ales că sunt decât 3. Vedeți că sunt 2 boți. Da? Sunt 2 boți. Ăștia s-au enervat foarte, foarte tare că, na, a pierdut meciul și au dat report tuturor din echipa adversă. Au zis, gata, frate, ăștia au coduri. Deși se vede clar că joacă la rank mic. Deci chiar se vede că joacă la rank mic. Asta se duce cu lama în pit. Este unul în spatele lui în pit. E spatele lui. E spatele lui.
Și s-a terminat aici primul Overwatch. Frazor, cred că suntem cu toții de acord că tipul ăsta n-a avut absolut nimic, frate. Și tipul ăsta chiar n-a avut nimic, ba chiar jucat destul de slab, pentru că erau la rank-uri mici. Adică nu e de blama, nu trebuie să ne punem pe el sau ceva, dar erau la rank-uri mici. Și probabil a primit report numai așa de dragul de a da report că, vai domne, eu sunt silver și ăla e gol și gata, coda, știi? Ok, hai să dăm seama verdict și haideți să intrăm direct și în următorul Overwatch. Bineînțeles că al doilea Overwatch trebuie să fie tot pe DAS 2. Pentru că, de ce nu, frate, suspectul nostru are 14 cu 11 și sunt în echipa pierzătoare, what the fuck? Deci, Counter-Strike au 11 runde câștigate, iar suspectul nostru, sau mă rog, echipa suspectului nostru are 3 runde câștigate. Uitați-vă unde trage. Eu cred că tipul ăsta este... Oh! LOL, ok, gata, îmi cer scuze că am lăsat cu atâta poftă. Ideea este că mi-am dat seama atât de rapid ce au la început, ce cod are prietenul nostru. Ok, am înțeles, deci, LOL, tipul ăla se învârtea în bază, deci teroriștii sunt foarte supărați că ei câștigau meciul, iar s-a activat suspectul nostru. Deci, haideți să vedem. Deci, tipul ăsta cred că o să primească report pentru toate. Ia uite. Deci, uitați-vă unde țineți ținta omul și cum o să dea cap. Ia uite, fiți antena. Oh, da. Respect. Oho! Uitați-vă cum o să moară ăla din dreapta. Deci uitați-vă cum o să moară. Uitați-vă unde ține ținta și unde trage și în câte chinuri o să moară. Deci fiți antrenați aici. Respect. Așa se face treaba, frate. Deci tipul ăsta n-are nici cel mai mic cod. Puteți vedea și voi că este chilean omul. Oh! Da! Goddammit! Goddammit! Nice, frate, ce pot să spun? Așa face un jucător profesionist. Capul inamicului este aici, tu ții ținta aici. Bam, 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 bam. Știi, pui mii, bătaie între pum, nu știu, nebunie aici. Da, se vede că tipul ăsta s-a activat, uite. Se vede că tipul ăsta s-a activat extrem de urât. Se vede că, adică a primit report pe drept. Echipa adversă este foarte supărată că el s-a activat, ei ar fi câștigat meciul, ce drept, deci chiar ar fi câștigat meciul, dar acest tip s-a activat și n-au ce să-i facă, frate, efectiv n-au ce să-i facă. Deci n-au ce să-i facă, decât dacă trag mai mulți. Deci omul încearcă jump chat, frate, hai că nici chiar așa, uite, bam. Asta trebuie pur și simplu să stea ascuns după cutii. Nici cutiile nu-l ajută, deci în situația aceasta nici măcar cutiile nu-l ajută, frate. Trebuia să stea după o cutie mai groasă ceva, pentru că tipul ăsta clar îl vede și trage prin cutii. Codatul acesta jepat, dar nu are coduri, frate, are mouse de gaming. A, uite-l, frate, chill. Respect sau? No. Puii mei. Bam. Și. Bam. Frumos, frate, cam așa se face treaba. Adică, dacă știi cum zic. Ia. Au bără 2. Și ultimii sunt pe lung. Frate, dar vreau să văd și cu lamă, niște kill-uri cu lamă. Bine, nu l-a ajutat lama. Adică codul nu-l ajută la lamă, dar uitați-vă la ce l-ajută codul. Mi-e rău. Nu mai pot. Deci, în meciul anterior am dat de un silvereanu, deci în meciul anterior am dat de unul care era silver confirmed și acum am dat de codat confirmed, știi? Adică... LOL. Deci, trăgea între să le apăla de pe mid și au omorât 2 din T-Spawn și aproape au omorât și pe ăla din stânga. Și uitați, gen, dacă suspectul nostru a murit, au câștigat runda adversarii lui. Ok. Dacă stau toți frate și reușesc să-l omoare, câștigă runda. Altfel, rip. Rip runde, rip joc. Și au câștigat acum. Uite că el n-a făcut nimic și totuși echivalent a câștigat runda. Oh, i-a dat tap cu Gengar, i-a dat tap cu AWP-ul automat, dar chiar asta s-a întâmplat. Interesant. I-a dat și ăsta tap, Părinio. Sunt curios cum... Respect, ce contează că este smoke-ul ăla acolo, frate? Ce contează că este acel smoke acolo, nu? Puii mei, tot îi omorâm. Ia uite-l pe ăla cum o să moară. Așa se fac kill-urile. Oh, și pe ăla îi vedea că putea... deci ăla săracul nici măcar să sară nu poate, frate. Deci nici măcar să sară. De ce ne uităm la asemenea codați, frate? Nu mai rezist. Deci nu mai rezist psihic, nu mai rezist, mă credeți? Să văd toți codați ăștia spurcați, frate. Deci eu o să-i dau report pentru tot. Aim a avut, ăla a avut, other external, sincer, nu știu, dar eu îi dau. Adică, uite, poate a avut un script de sărit. Up-down. Da, frate, up-down, pentru că făcea așa cu ținta. Up-down, up-down, știi?
Griffic, îi dau și pentru Griff, pentru că din punctul meu de vedere este un Griff extrem de mare să folosești coduri. Deci eu îi dau și pentru Griff și îi dau aici submit verdict. Și acum poate să vedem acolo în comentarii că, frate, tipul ăsta n-a avut cod. Cum să zici că are coduri, frate? Era doar profesionist. Cum dragi damează. Oameni buni, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade, nu uitați, bă, fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângem acolo foarte multe like-uri și nu uitați că începând cu ora 20 o să avem un live stream pe YouTube. Aveți linkul de la live stream acolo jos în descriere. Sper să veniți în număr cât mai mare și ne auzim data viitoare. Ceau, bă. Pa.